Salut, columbofili adevărați, din nou la expoziție la Alba Iulia. Avem plăcerea și onoarea să vorbim cu locul 2 național Berlin 2013. Păi, cel mai tare rezultat. L-avem aici pe Dinu, pe Man Paul. Cu ce ocazie, Răzvane, pe aici? Ocazie expoziției provinciale. Trebuie da? Să venim aici aproape, păcat să nu vedem. Da, că e aproape. O, ce părere ai? Așa că e fain expoziție. Bă, și cald, mă, și cald. De dimineață, da. Puțin de lume. Bălmile trei antrenate s-a aplaudat pe domnul. Da. Acum văd că s-au numerat. Dar e frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici de expoziție? Te-ai uitat la porumbei? La... Porumbei produse. Produse, da. Expuși, da. Deci, ce bun, porumbei... Ai vreun porumbei în expoziție? Anul ăsta nu ai, așa? Dar de ce crezi că nu anul ăsta? Știu că ai locul câte? Județean locul 4. Am uite și pe Bucur, da. Pe Bucur l-am filmat, l-am filmat. Pe domnul Bucur, respect. Cu doi porumbei în expoziție. Da. Bravo. Cu 6 provincii al cel mai bun. Anul ăsta, nici unul primii trei județean. Dar o să ai la anul, sper. Cu siguranță. La anul îți faci o crescătorie nouă, am înțeles. Vreau, la vreau. La casa ta, da? Sper că îmi va Bine. Cu cine te-ai întâlnit așa? Știu că tu ai prieteni din toată zona Transiloanei. Cu cine ai stat așa? De vorba, am văzut așa dintre, dacă poți. Bistrițeni, oameni din Cluj, cu domnul da, Martin, oameni din Cluj. Crescători din Bistrița, colegii noștri de la Reghin. Da, asta e tare. Bine, Răzvane. Ce, pentru anul, ce-ți propui? Măcar în primul rând, sănătate. 2022, un pic mai mult decât anul ăsta. Da? Să vedem. Cu ce lot de porumbei începe la anul? 44 am în prezent. 44. Văd vie. Când îi împerechezi? Undeva la sfârșit de februarie. Și matca, și zburătorii, da? Bine. Te salut cu stimă. Mulțumesc.